Astăzi aș vrea să vă spun că avem niște actori dintr-o super comedie care vine pe ecrane în România și care se numește Taximetriști. Lângă noi, Victoria Răileanu, Ana Maria Guran și Bogdan Teodor Olteanu. Salutare! Bună! Bună! Eu bănuiesc că ăsta este un film despre taximetriști. Din ce am văzut în trailer, cam așa pare. Dar acum să spuneți voi, uite, Bogdan, te rog, spune-mi tu despre ce e vorba. Deanu, să vorbească colegele mele primul. Care e povestea filmului, mai exact? Păi e vorba despre niște taximetriști, dar nu vrem ca publicul să credă că e vorba despre o poveste despre taximetriști care îi pune pe taximetriști într-o lumină proastă. Pentru că bănuim că oamenii cumva la asta se așteaptă, pentru că toată lumea are experiențe cu taximetriști, cel puțin în România, toți avem. Ori în filmul ăsta nu e vorba despre asta, e Bogdan și Adi Nicolae, cei care au scris scenariu, au reușit să ia independent fiecare personaj și să îi trateze foarte uman. Asta mi se pare mie foarte mișto la povestea noastră. Hai să vedem ce roluri jucați voi. Ana Maria, am văzut mai devreme o scenă cu tine în trailer. Erai pe bancheta din spate cu alți prieteni. Da, personajul meu se numește Anabela. Nu o să dau foarte multe detalii pentru că trebuie să veniți la film să vedeți. E cumva diferit de mine personajul. Asta e tot ce pot să spun. Sunt un pic mai liniștită și mai seacă, poate. Tu de obicei? Da. Și personajul am văzut, dar se vede în trailer că e cumva foarte dezinvolt, foarte veselă, foarte... Da, e într-o zonă mai colorată, să zic. Nu știu. Și să intri într-o anumită stare ca să poți să joci veselia? Nu, e ok, mă pricep. Te pricep. Bogdan, cum a fost să filmați? Nu știu, nu-mi dau seama care e logistica, să filmați în continuu plimbându-vă prin oraș... Sau ați avut și alte scene care au presupus niște locații statice? O să răspund și la prima întrebare și să spun că pentru mine și pentru Adi, adică colegul care am scris, Taximetriști e un film despre cum se întâlnesc diversele lumi în București, pentru că taxiurile sunt un loc în care se întâlnesc toate clasele sociale, toți oamenii, indiferent de nivel de educație, de nivel de venituri, în toate cartierele, tot traficul și tot spațiul transportului în comun e un loc în care nu mai trăim în bule, ci suntem puși toți la oaltă, ceea ce poate să fie și foarte amuzant și este de multe ori, poate să fie și dramatic, pentru că în realitate suntem atât de segmentați încât sunt foarte rare locurile în care toată lumea ajunge să se întâlnească cu toată lumea. Cât despre filmat în oraș, eu nu sunt șofer și asta a fost cea mai mare problemă, că nu mi-am dat seama cât de multe gropi sunt în București și a fost absolut îngrozitor. Adică după filmarea asta mi-am dat seama că nu există 20 de metri liniari în București în care mașinile să-mi dea în gropi, linie de tramvaie și așa mai departe. Deci filmatul a fost foarte complicat și a fost o olimpiadă de înjurături pentru toți primarii din ultimii 30 de ani. Presupun că oricum atmosfera a fost foarte faină, adică am văzut o grămadă de oameni din comedie acolo, am văzut o grămadă de actori foarte faini. Chiar hai să menționăm, să vedem cine a mai jucat, cine a mai trecut prin taxiul vostru. Păi, rolele principale sunt jucate de Rolando Mațangos, Alexandru Ion, Vicky Răileanu, Maria Popistașu. Mai joacă Cosmin Nedelcu. L-am văzut pe Micuțu, da. L-am văzut pe Andy Vasluianu. Andy Vasluianu, Monica Burlădanu, Ana Maria Guran, Carol Ionescu, Nicoleta Hâncu, Mădălina Stoica. V-am pus cu lista asta și acum dacă Vlad uitați Popescu. Pe cineva, da, nu, exact. Că mi-a amintit, Vlad Ionuț Popescu, Alex Mircioi, care debutează cu ocazia asta și nu știu. Bun, sunt mulți. Știu că ați făcut filmul după o piesă de teatru. Se mai joacă și piesa? Da, piesa se joacă în continuare, se joacă la Apollo 111. Probabil în februarie va avea prima reprezentație. Bun, piesa e mai restrânsă, are doar 6-5 personaje. Filmul are mult mai multe. Dar filmul e în cinematografe deja? Filmul intră în cinematografe de pe 20, dar va avea avanpremieră în toată țara începând cu 16. Are o avanpremieră în 16 în București. Și vom în Oradea, Cluj, Timișoara, o listă lungă de orașe. Da, perfect. Mergeți să vedeți Taximetriști. Eu, din ce am văzut din trailer, e un film pe care abia aștept să-l văd. Și am încredere în toți actorii, în toți oamenii ăștia, toate numele pe care le-a spus Bogdan, pentru că i-am mai și văzut până acum și pentru că știu că cinematografia română deja
dă semne că merge sus de tot și abia aștept să-l văd, abia aștept să vă văd și pe voi. Însă, până atunci, fetele, măcar cu voi aș vrea să fac o provocare. Okay. Eu am tot încercat până acum să joc taxiul. Câțiva dintre voi, cei de acasă, știți ce înseamnă asta. Am nevoie de asistentul meu, Bogdan, și de patru scaune. Fetele, cu cea mai mare plăcere, Șurubel, mai ales dacă îmi zici asistent, știi că nu pot să rezist. Adică nu există... Bogdan, tu poți să te uiți la noi să ne dai note după aceea. Dar regulile sunt foarte simple pentru provocarea taxiul. Unul dintre noi este taximetristul. Bogdan, mai am nevoie de încă două scaune. Aolo, nu mai știu să număr. Avem scaunele din față, scaunele din spate. Astăzi. Taximetristul voi fi eu de data asta. Voi lua pe rând câte un om de pe stradă. Fiecare om, fiecare dintre cei trei călători o să intre în taxi cu o emoție. Să zicem că Bogdan o să fie... Cu foame, te rog eu mult, mie. Ultimul te iau pe tine. Tu ești super înfometat. Vino cu acest. Vino aici, te urci ultimul. Vicky, te urci prima? Da. Vicky o să fie... Îndrăgostită. Vicky o să fie îndrăgostită. Da. Vicky o să fie îndrăgostită și Ana Maria o să... Vreți să fie actriță bună, că nu ești cu ce mai frumos. Nu, e greu asta, voia să zic, greu de jucat. Și pe Ana Maria nu o punem să... Nu o punem să joace veselia, o punem să joace furia astăzi. Nici nervoasă pe chestii, nu știu pe ce. În momentul în care fiecare dintre ei intră în taxi, toți preluăm emoția respectivă. Da. Facem toți, asta? Da. Devenim toți așa cum e ăla care a urcat. Când unul se dă jos, revenim la ultima emoție a celui care a urcat. Și în ce te face taxi? Să crezi că noi putem să jucăm chestia asta bine alături de actori? Păi nu, că ele o să ne facă să arătăm bine, crede-mă. Da? Nu știi de unde sare iepurele. Haideți să-i dăm bătaie, doamnelor și domnilor, jucăm taxiul. Hai, ne dăm la o parte, urcăm pe rând. Mamă, stai că nu pot să conduc așa. Șurubel, faci cu introducere, că eu știu cu introducere. Cu da, mamă, deci nu mai pot și cu astăzi încă o zi la muncă și ăștia cu gropile lor, nu mai... Haideți, domnișoară! Bună ziua! Deschideți ușor. Aici? Da. În față? Deschideți ușor. Ușor închideți. Am intrat prin ușă. Nu-i nimic, că nu mai gândesc. Am văzut un băiat. Acum, înainte să intru, Doamne, ferește, Doamne, deci mi-a făcut ziua mai frumoasă, mi-a făcut... Frumoasă ca dumneavoastră, nu zic. Vai, ce drăguț sunteți, da. Nu vorbiți atât de frumos de mine, că poate mă îndrăgostesc și de dumneavoastră, avea niște ochi. Unde vă duc? Că, da. Că e luna în față, vă duc până la lună? Duceți-mă până la lună, duceți-mă în cea mai frumoasă pajiște pe care o cunoașteți. Stați deja că mai e o domn și o domnișoară, da, dacă da, e... Da, 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 sigur. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, ce s-a întâmplat? Ce ai atâta? Amic, de ce mă întrebați? Aveți o problemă cu mine? Păi da, doamne, dar eu de aici lucrez, eu am nevoie să... Sigur că da, hai că așa, că ne grăbim, da? Păi mă grăbesc. Da, mergeți mai repede, mă lăsați pe mine prima, da? Vă las... Că eu am intrat prima. Acum, sincer... Acum vreți să ne certăm pe chestia asta? Eu ajung mai repede pe acolo. De ce ați luat-o pe acolo? Păi fiecare face ce vrea mașina mea, eu conduc aici. Nu se poate. Eu am intrat prima în taxi, adică mi se pare total normal. Eu sunt ok cu chestia asta, gata. Dar nu vă mai certați, vă rog eu frumos, că dau muzica tare. Stați să luăm și pe domnul ăsta, că mai e un loc. Stați așa ușor, faceți pe mine. Încă unul. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Uite așa să curgă sosul pe șaorma, deci mi-o poftă deja. Mamă, chiar îmi ghiure mațele. Cu cartofi prăjiți. Mamă, ce-ar merge. Doamne, mă simt parcă n-am mai mâncat de 4 ani. Vai de cap. Băi, ne oprim la niște coaste. Da, da, e chiar acolo înainte de intersecția aia. Perfect. Bine zi. Aia cade, face așa și cade carnea de pe oasele. Da, aia. Haide, te rog eu mult de tot. Băi, dar cartofi prăjiți? Da, cu rozmarin. Și au din aia cartofi, nu de la pungă. Da, nu congelat, adevărat. Dar nu că-i curăț. Hai, gata aici, coborâți dumneavoastră să ne luați și nouă, da? Mulțumesc frumos, da. La revedere. Hai, mamă, bă, ce vorbea ăsta, mă. Și Costa și toată lumea vorbește și toată lumea are câte o părere. Dar vă rog să nu mai vorbiți, ziceți că vorbiți prea mult, dar vorbiți prea mult. Am ajuns, puteți să coborâți, mulțumim frumos. Hai, la revedere, Doamne. Deci mergem, da? Dar mă bucur că am rămas numai noi, adică, știi? Ce drăguți sunteți. Stați așa că v-am văzut mai bine. Nu, dumneavoastră. Adică nu, mulțumesc și eu, știu, da? Putem să ne tutuim. Putem. Da. Bun. Eu sunt, stai că nu pot să schimb și viteza. Eu sunt și Rubel. Ai grijă, față! Gata, te-am adus. Mulțumesc frumos. Te pup, hai că-ți scriu eu dacă e astea. Da, mă, bă, încă o zi la muncă. Ce să faci? Asta a fost. Bravo! Băi, foarte frumos, mulțumim frumos, mulțumim tare. Tot domnul regizor? Ne-a dat un ok. Mulțumim. Mergeți să vedeți taximetriști.